Eu sunt Loredana și astăzi m-am gândit să fac ceva un pic mai distractiv. Aș vrea să combin recomandările de lectură cu un tag, o leapșă literară. Nu este un tag care să circule pe la noi, l-am văzut undeva în weekend pe un canal de BookTube din Statele Unite. Nu știu dacă știați, dar eu urmăresc destul de multe canale din afară și Jessica de la Peace Love Books a făcut un tag cu melodiile lui Ed Sheeran. Mie îmi place foarte mult Ed Sheeran și mi s-a părut un tag foarte drăguț și m-am gândit, hei, dar de ce să nu-l adaptez pentru limba română și să îl preiau și eu? Mă repet, cum spuneam, voi combina recomandările de lectură cu această leapșă literară. Să procedem. Prima carte este Shape of You și trebuie să fie o carte cu personaje care au o chimie extraordinară între ele. Pentru această melodie am stat și m-am gândit foarte serios ce anume aș putea să aleg. Adevărul e că am citit foarte multe. Am citit destule cărți romantice, dar rar găsesc una în care personajele să fie ceva de genul așa. Dar, până la urmă, mi-a venit o idee extraordinară. De ce nu aș trece aici cartea aceasta? Este vorba de Carry On, de Rainbow Rowell. Mie îmi place foarte mult cum scrie Rainbow Rowell, are un stil deosebit. Și, într-adevăr, a fost tradusă și la noi, la editura Art, Young Art, cu Eleanor M. Park și Fangirl. Ei, și dacă nu știați, Carry On este fanfiction-ul pe care îl scrie Kat, personajul feminin principal din Fangirl. Și, până la urmă, Rowell s-a gândit, măi, dar de ce să nu scriu eu o carte întreagă cu povestea lui Simon și a lui Baz? Ei, și da, după nume ați ghicit, personajele principale sunt doi băieți, doi tineri magicieni. Într-adevăr, este inspirată cumva din universul Harry Potter, dar doar la început, deci doar, cum să spun eu, scheletul poveștii, apoi totul devine complet diferit, deci complet, complet diferit. Da, mi-a plăcut la nebunie Carry On, este destul de mare, dar am citit-o super repede pentru că eram atât de investită în personaje și în poveste și în acțiune și chiar și elementul magic este ceva ce eu nu am mai întâlnit până acum în puținele cărți de magie pe care le-am citit. Și da, mi s-a părut foarte interesantă, foarte frumoasă pe alocuri, cel puțin primul moment așa mai romantic dintre Simon și Baz este... mi-a dat fluturaș, da? Da, și mă repet, Rainbow Rowell scrie superb. Dacă veți avea vreodată curiozitatea și șansa să o citiți în engleză sau și în engleză, să nu o ratați, pentru că merită 100%. Mai departe, a doua melodie din tag este Castle on the Hill, o carte cu cea mai frumoasă prietenie. Aici eu nu am citit foarte multe cărți cu prietenii între personaje, adică prietenie și doar atât, dar cumva mi-a venit în minte o prietenie între un om și un animal. Și aici mă refer la prietenia dintre Fitz, personajul principal din seria Farseer, și lupul lui Ochii Întunecați. Prietenia dintre ei este cumva nu numai o prietenie, ci o legătură între suflete. Se aseamănă cumva cum și-a închipuit Cassandra Clare legătura dintre Parabatai, ceva în genul. Cei doi sunt legați chiar și la distanță și chiar dacă se află
departe unul de celălalt, pot simți ceea ce simte și celălalt în acel moment. Și de aceea se întâmplă, dar nu în acest volum, că pe acesta nu l-am citit, dar în primul volum din seria asta nouă, și anume Misiunea Bufonului, se întâmplă la un moment dat ceva ce m-a rupt în două. Nu spun evident ce este, pentru că ar fi spoiler, dar da, se întâmplă ceva și acolo mi-am dat seama de profunzimea relației dintre Fitz și lupul său, ochii întunecați. Da, deci este, cred, cea mai frumoasă prietenie pe care, despre care am citit vreodată. În continuare, următorul punct pe listă este Thinking Out Loud, o carte cu cea mai drăgălașă poveste de dragoste. Ei bine, aici, cum spuneam mai devreme, o să includ Eleanor and Park de Rainbow Rowell. Nu vă faceți griji, a fost tradusă și la noi, la Young Art. Este una dintre primele cărți young adult contemporane, deci nu fantasy sau magie, nimic de genul. YA contemporan. Prima carte care mi-a plăcut într-adevăr foarte mult și m-a convins să acord încă o șansă și apoi încă o șansă genului YA și foarte bine am făcut, pentru că datorită ei am descoperit foarte multe cărți din acest gen care mi-au plăcut foarte, foarte mult. Din păcate nu am o copie fizică a lui Eleanor and Park pentru că am citit-o în format electronic și da, am zis că la un moment dat o să mi-o cumpăr. Cred că o să o iau și în română și în engleză, sincer, ca să o am în bibliotecă. Dar până atunci sunt alte cărți, nu știm cu toții cum e. Da. Așa că, da, Eleanor and Park. Vă recomand din tot sufletelul meu, este foarte frumoasă. La fel sunt niște momente care îți dau fluturași, mii și mii de fluturași. Așa că, da, citiți-o. Următorul punct de pe listă este A-Team. O carte cu personaje pe care ai vrea să le vindeci sau să le repari. Aici am stat și m-am gândit destul de mult și am inclus o carte care nu este pentru copii. Cred că nici măcar pentru adolescenți. N-am crezut niciodată, și este vorba despre, pardon, este vorba despre Ugly Love de Colleen Hoover, apărută la editura Epica. Care-i treaba cu cartea asta? Este prima carte și singura de Colleen Hoover pe care am citit-o până acum. Știam că este o autoare renumită, apreciată, admirată, etc. Dar nu am avut încredere în hype-ul care s-a creat în jurul fenomenului Colleen Hoover. Ei, și citind cartea aceasta, într-adevăr, prima jumătate este... nu prea a fost pe gustul meu, adică, da, ok, am citit, dar nu pot să zic că m-a impresionat într-un mod anume sau să-mi rămân așa undeva în minte și să mă bântuie. Dar a venit a doua jumătate a cărții și atunci, da, pot să zic că am plâns. Cel puțin spre sfârșit a fost foarte... au fost niște scene extrem de emoționante și cumva rupte parcă din viață. Dar viața aceea raw, adică o viață crudă, reală, cruntă, care te izbește, te doboară la pământ și trebuie să fii o persoană destul de puternică ca să treci peste. Da, deci până la urmă chiar m-a impresionat, mi-a plăcut foarte mult, iar personajul pe care aș vrea să-l repar din această carte este Miles Archer, personajul, protagonistul romanului, personajul masculin principal. Da, Miles, el nu mai crede în iubire. Crede doar în atracție fizică, în one-night stand-uri, chestii de genul acesta. Dar atunci când în viața lui apare această tipă, Tate Collins,
El cumva începe să-și pună singur întrebări. Oare e bună viața pe care am ales-o? Oare să-mi dau frâu liber sentimentelor? Sau să continui să mă izolez de oameni? Da, are un substrat destul de interesant cartea asta. Nu vreau să mai spun nimic, mi-este groază să nu dau spoilere, pentru că uneori nu mă pot abține, pur și simplu, și realizez prea târziu ce am făcut. Dar da, o recomand și, în schimb, nu adolescenților, nu copiilor, nu adolescenților, pentru că e cam profundă pe alocuri și trebuie să ai o anumită experiență de viață ca să poți să o înțelegi pe deplin. Mai departe, penultimul punct este melodia Give Me Love, care, sincer, acum că a fost lansată Shape of You, a coborât pe locul 2 în topul preferințelor mele, dar foarte, foarte mult timp a fost pe locul 1. Da, iar pentru Give Me Love, subiectul este o carte cu povestea ta de dragoste preferată. Aici, la fel, am stat, mi-am stors creierii, n-am știut ce să pun, pentru că, la fel, am citit foarte multe cărți de dragoste, romantice, dar rar găsesc așa o poveste care să mă atingă la corazon. Numai că mi-am adus aminte de această carte. Este vorba de Gargui, de Andrew Davidson. Am citit-o exact înainte să apară în română, undeva prin 2009, cred, și de atunci n-am recitit-o pentru că mi-este frică să nu... Nu știu, cartea asta are așa, pentru mine, când mă uit la ea, văd ca un fel de aură în jurul ei și mi-este frică să nu spulber cumva acea aură dacă o recitesc, mai ales în română. În engleză, atunci când am citit-o, mi s-a părut că avea un lirism aparte pe alocuri. A fost foarte frumoasă și povestea de dragoste este deosebită. Într-adevăr, autorul a petrecut 7 ani documentându-se și scriind cartea asta. E și normal să fie altceva față de cărțile de duzină. Dar, da, am avut eu atunci o perioadă când mă bântuiau poveștile astea de dragoste care se întind pe mai multe secole. Ei, și aceasta la fel. Nu vreau să vă spun exact despre ce e vorba, pentru că puteți citi descrierea și pe internet. Nu mi se pare relevant să încep acum să povestesc, da, exact ce se petrece în carte. Vă las să aflați și singuri. Dar, da, mi-a plăcut foarte mult. Am avut și ocazia să cunosc autorul în București, pentru că el a avut un turneu mondial atunci și a venit și în București. Eu eram la facultate acolo și am avut ocazia să-l cunosc. A fost fain, ce mai, mi-a plăcut la nebunie. Și, drept dovadă, wait for it. Ta-da! Da, am și autograful lui și scrie noiembrie 2009. For Loredana, thank you for helping me with the presentation. Trebuia să facă o prezentare cărții și pentru că eu o citisem deja în engleză, cumva când au început să pună întrebări, am început și eu să pun întrebări și s-a iscat cumva o conversație, la un moment dat numai între mine și el, a fost foarte bizar. Și atunci eram super emotivă și nu știam cum să reacționez. Dar până la urmă m-am descurcat. Așa. Dar da, rămâne în continuare una din cărțile mele preferate și chiar sper să o reediteze. Aș vrea să am și o copie mai, nu știu, eventual cartonată, eventual în strada ficțiunii, mă auziți? Editura All, vă rog frumos, please, thank you. Așa, și ultimul punct de pe listă din această leapșă literară este I'm a Mess, melodia I'm a Mess, o carte care te-a distrus emoțional. O, Doamne, aici am foarte multe, să știți.
În general îmi place foarte mult, e un lucru bizar să spui așa ceva, știu, dar mă fascinează cumva cărțile care abordează subiectul depresiei sau pur și simplu al căderilor nervoase. Îmi place la nebunie așa să citesc despre chestii viscerale, reale, care se petrec oriunde în jurul nostru, numai că noi nu prea aflăm, pentru că este în interior. Este o afecțiune interioară, nu exterioară. Și atunci, cam greu de observat, de văzut. Da, ei, și aici, nu o să vină ca o surpriză, sunt sigură, am ales cartea All the Bright Places, de Jennifer Niven. La noi a apărut la editura 3, cu titlul Toate acele locuri minunate. Eu am câștigat cartea aceasta la un concurs mai de mult organizat de Books Express și de aceea o am în engleză, altfel probabil mi-aș fi luat-o în română atunci când a apărut. Da, cartea asta m-a ruinat, m-a... nu știu. Parcă mi-a creat așa o explozie interioară și o părticică din sufletul meu a murit odată cu ultima pagină pe care am dat-o. Da, este o poveste despre depresie, dar și despre dragoste, și despre regăsire de sine, despre doliu, despre jale și despre cum să mergem mai departe. Este... YA, într-adevăr, este Young Adult, pentru tineri și adolescenți. Dar eu, evident, nu mai sunt adolescentă. Dar mi-a plăcut la nebunie. Nu pot spune că, vai, e faptul că am citit-o în original și în română n-ar fi la fel. Nu, nu. Pur și simplu, povestea și personajele, mai ales personajul masculin principal, Theodore Finch, m-au terminat. M-au terminat, deci au fost construite atât de realist, într-un mod atât de real, încât am avut impresia efectiv că sunt acolo cu ei și că trăiesc ceea ce trăiesc și ei și că simt ceea ce simt și ei și că mă rup în bucăți așa cum se rup și ei în bucăți. Deci e, nu știu, a fost o experiență, în engleză există cuvântul immersive, m-am scufundat cu totul în această carte, cât am citit-o și probabil de aceea am și fost așa distrusă emoțional, dar nu regret nicio secundă faptul că am citit-o. A fost extraordinară, după părerea mea. Și chiar am acum în bibliotecă următoarea carte scrisă de Jennifer Niven și anume Holding Up the Universe. Am înțeles că aceea ar fi totuși un pic mai upbeat, așa mai... un pic mai light, se concentrează mai mult pe povestea de dragoste și mai puțin pe alte părți întunecate ale vieții. Așa am înțeles eu, până n-o citesc, nu am de unde să știu. Dar da, cartea asta... O recomand, vă recomand, mai ales dacă aveți între, să zicem, 14 și 18 ani, vă recomand din tot sufletul meu. Bineînțeles, o puteți citi oricând, adică, evident. Dar, da, dacă sunteți la vârsta adolescenței, neapărat să o citiți și încercați să păstrați așa o minte deschisă când o citiți. O să vedeți voi de ce. Bun, cam asta a fost tag-ul de astăzi. Nu știu ce aș putea să vă mai spun. O să încerc să revin în curând cu alte subiecte de discuții. Citesc acum 50 cele mai frumoase scrisori de dragoste de la editura Nemira, apărută de curând. Îmi place foarte mult până acum, am citit cred cam jumătate. Și da, aceea cred că va fi următoarea mea recomandare de lectură și recenzie, slash și recenzie. Dar până data viitoare, să aveți parte de lecturi frumoase și să ne vedem cu bine! Bye!